Noul antrenor al echipei Ișeni a sosit aseară cu avionul și a fost așteptat la aeroport de președintele executiv Florin Prunea și președintele comitetului director Leonid Antohi. Sunt doar 18 locuri vacante în prima ligă. Cineva trebuie să antreneze și echipele din Liga a doua, iar în momentul când o să antrenez o echipă cu istoric, cu o echipă cu tradiție din fotbalul românesc, sigur că atunci m-am gândit că ar fi cazul să reîncep munca, pentru că totuși a trecut o perioadă destul de lungă de când n-am mai antrenat. Astăzi Marius Lăcătuș a condus și primul antrenament în Copou. Dintre componenții echipei, noul tehnician îl cunoaște foarte bine pe Marius Onofraș, pe care l-a cununat și l-a mai avut elev la Steaua. Marius, cred că e cel mai cunoscut de acolo, nu? Da, bine, Marius e normal că el e din familie. Nu o să le cer să fie fiare sau să copieze pe cineva, ei trebuie să-și facă datoria, pentru că, practic, în momentul când intri pe teren, trebuie să încerci să faci tot ceea ce depinde și cât postul de tine să câștigi jocul. Lăcătuș a transmis un mesaj și suporterilor CSMS-ului. Îmi doresc ca ei să fie alături de echipă, să susțină echipa și sper ca prin jocul pe care îl vom practica și prin rezultatele obținute să facem în așa fel încât să-i avem alături. Pentru că întotdeauna suporterii, cum se spune, sunt ca și al 12-a jucător, mai ales în meciurile de acasă.